Domnule primar, anul 2021 va fi un an de referință pentru orașul Cugir, datorită numărului de contracte de execuție semnate pentru diverse investiții care se vor derula în perioada următoare. Chiar astăzi a semnat un astfel de contract. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba? Este vorba despre contractul de execuție lucrări pentru modernizarea școlii Singidava, pentru cele două imobile. Sigur că în această lună va începe anul școlar. Este important ca părinții să știe că aceste lucrări se vor desfășura pe parcursul al următorilor 2 ani și ne vom organiza astfel încât să nu fie periclitat procesul de învățământ, adică vom face întâi un corp de clădire, urmând ca ulterior să facem celălalt corp de clădire și până la sfârșitul anului 2023 să avem modernizată această școală. Este important de știut că în cadrul acestui proiect, pe lângă componenta de modernizare a școlii, avem și componenta de modernizare a străzilor aferente acestei circumscripții școlare și ne referim în primul rând la străzile din Cindeni, partea de jos, și străzile care sunt oarecum adiacente școlii Singidava. Ne gândim în primul rând la George Coșbuc și, cum vă spuneam, străzile din Cindeni care vor fi modernizate prin acest proiect. Pentru această componentă de modernizare străzi, procedura de licitație este în desfășurare și probabil în următoarea perioadă vom avea semnat contract și pentru aceste străzi. Spuneam de la început că anul 2021 este un an important pentru orașul Cugir, tocmai din prisma acestor contracte de execuție semnate. Practic încununează munca de ani de zile a administrației locale. Până acum, cred că ați semnat un număr considerabil în anul acesta, dacă luăm perioada ianuarie, luna septembrie. Despre ce contracte de execuție vorbim în momentul de față și așteptăm ca aceste lucrări să înceapă sau unele deja au început? Ați văzut că au început lucrări de modernizare a grădinițelor, acum avem semnate pentru modernizarea școlilor, am semnat proiect pentru modernizarea liceului de Lăzărescu, avem aceste proiecte, contracte pentru modernizarea străzilor, unele le-am semnat, altele v-am spus că sunt în procedură de licitație. Sigur, pentru noi este o perioadă foarte importantă, dar în același timp este un efort bugetar considerabil, pentru că toată lumea trebuie să știe că cofinanțarea și cheltuielile neeligibile din fiecare proiect consideră o sarcină importantă pentru bugetul local și sper ca până la sfârșitul anului 2023 principala noastră focalizare este ca să reușim să ducem la bun sfârșit aceste proiecte, mai ales în această perioadă în care vedem că creșterile de prețuri sunt considerabile în zona construcțiilor și încercăm să facem față acestor influențe.